Toamna debutează cu încă o veste negativă pentru șoferii moldoveni. Începând de astăzi, asigurarea obligatorie auto RCA s-a scumpit cu 355 de lei. Astfel, în continuare, șoferii vor achita pentru asigurarea obligatorie auto RCA cu 355 de lei mai mult. Drept rezultat, prima de bază pentru polița RCA va costa 1350 de lei sau cu 30% mai mult decât până în prezent. Majorarea costului RCA este dictată, potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare, de faptul că nu pot fi acoperite cheltuielile de către asiguratori. Creșterea prețurilor la RCA este una inevitabilă. Situația economică a Republicii Moldova, creșterea inflației la nivelul de 30%, creșterea prețului la cereale, creșterea prețurilor materialelor de construcție, a energiei electrice, a carburanților sau situația geopolitică din regiune nu pot nici de cum susține prețurile vechi în domeniul asigurărilor, se mai arată în comunicatul emis de CNPF. În luna iunie, guvernul a aprobat mai multe modificări la codul contravențional care stipulează majorarea amenzilor pentru lipsa unei asigurări obligatorii valabile. Amenda acum va constitui între 1500 și 3000 de lei, pentru ce anterior aceasta varia între 150 și 300 de lei.